Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, este un om de cuvânt care sare în sprijinul cetățenilor de fiecare dată când este nevoie. Astfel, în aceste zile, se refac trotuarele de gardă la blocurile vechi, o problemă gravă a comunității care a fost rezolvată în mai multe zone din oraș. Municipiul Drobeta Turnu Severin este într-o continuă dezvoltare datorită primarului Marius Creciu, care a acordat un interes deosebit problemelor comunității pe care o conduce. Edilul a răspuns prompt solicitărilor cetățenilor de fiecare dată. Noi, în primul rând, să mulțumim conducerii primării reprezentată prin domnul primar Creciu, că ne-a răspuns întotdeauna la cerințele și solicitările noastre și mergem în continuare. Cu ce probleme, în general, v-ați lovit la locuri aici? Au fost multe probleme. Deci, trotuarul distrus, intrările, accesele în bloc distruse, le-am refăcut pe toate. Dumneavoastră aveați și apă, vă intra apă pe undeva? Da. Se infiltra pe lângă apă, șobolani, emilie, apă, șobolan, da. Și șobolan, da. Am găsit găuri de șobolan. Da, și găuri de șobolan. Aici câte blocuri aveți dumneavoastră? 8. 8 blocuri. Aici am 5. Partea asta. Toate le avem prinse aici. Sunt prinse toate aici, dar două le vom lăsa pentru mai târziu, pentru că nu au gazul tras. Și să nu ne strice lucrurile, le lăsăm pe mai târziu. Deci să fiți atenți la toate blocurile unde intrăm, gazul să fie dat. Dacă nu, măcar să lăsăm. Gazul e băgat în scări, e cu ăștia la pica, știți-mi asta despre. A rămas doar să facă extinderea, că într-o săptămână o rezolvă și pe asta. Atunci a zis că mă așteptăm puțin să nu intrăm pe el. Bun. Blocurile vechi de zeci de ani suferiseră o degradare accentuată a trotuarelor de gardă, astfel încât în subsoluri pătrundea apă, creând un mediu propice șobolanilor. Acest proces de reabilitare face parte dintr-un program mai amplu, până în prezent fiind finalizate lucrări la mai multe blocuri din oraș. E un proiect la care țin foarte mult. Încercăm să sprijinim asociațiile de locatari cu aceste trotuare de gardă. Trotuare ce le creează multe probleme, de la faptul că se infiltrează apa, unele dintre ele au și șobolani. Am avut blocuri în care am lucrat unde efectiv toată zona se lăsase și atunci am venit cu zid de sprijin, tocmai în ideea de siguranță pentru oameni și ca zonele în care activăm, în care lucrăm să arate bine. Președintele Asociației de Proprietari numărul 53, văzând problemele cu care se confruntă cetățenii din zonă, a făcut o solicitare către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, iar răspunsul a fost prompt și chiar de astăzi au început lucrările. Am solicitat sprijinul primarii, întrucât erau scurgeri la subsolul de bloc, șobolani, intrările iar în bloc erau distruse. Primăria vă că ne-a răspuns prompt. Mai sunt și asociații care mă iau, dar cred că nu solicită, nu se implică. Ce-a mai rămas, ne-a promis domn primar să ne rezolve și cu parcările ăștia, în cel mai scurt timp. Sperăm să ne ducă la îndeplinire toate cerințele și solicitările noastre și ale proprietarilor din asociație. Cetățenii se arată mulțumiți de activitatea primarului Marius Creciu, întrucât după zeci de ani de așteptare, cineva s-a gândit și la ei, iar zona lor a intrat într-un amplu proces de reabilitare. Erau foarte necesare aceste lucrări, întrucât multe din aleele situate de pe lângă bloc erau sparte, șobolanii circulau nestingeriți. Iar acum văd că mulțumim domnului primar pentru faptul că ne-au luat în serios și pe noi și am putut să solicităm în primă fază aleele. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Fiind cunoscut un om gospodar și implicat în comunitatea pe care o conduce, acesta și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele.